Bună seara! Astăzi eu o să fac trei subiecte în unul. Pentru că mie mi-e drag de emisiunile care prezintă boala. Dar, dacă alții au voie și au timp să fie supărați și eu n-am timp, eu trebuie să fac de ceva tot timpul. Eu nu-mi permit luxul ăsta să fiu supărat. Bun. Astăzi o să începem cu o chestie foarte interesantă. Și o să vedeți ce epilepsia, atacul de panică și nevralgia, gia de trigemen. O să-mi spuneți ce are paralagii cu ștampii la primărie. O să vedeți că, dacă din punct de vedere medical sunt trei boli diferite, din punct de vedere spiritual și energetic sunt trei boli asemănătoare. Evident că mi-a luat ceva timp să înțeleg treaba asta. Pentru că epilepsii am întâlnit și la părinte largatul și atacul de panică. Nevralgia am întâlnit și ca medic și epilepsii. Și evident, noi le-am studiat total diferit și cu toată fără o legătură una cu alta. Dar o să încep cu începutul. Și îl facem pe omulețul nostru popo, care are câmpurile lui. Șapte câmpuri. Se vede ceva? Ok. Bun. Cele șapte câmpuri au unul. E, imaginați-vă că avem un nor karmic. Îl fac roșu ca să fie așa mai. Avem un nor karmic. Norul karmic fiind energia negativă pe care omul ăsta, neamul, familia, tantia Claia, bunicul, unchiul le-au făcut în viața asta sau în altă. Adică e o sumă de probleme care s-au adunat în familia respectivă. Asta este un nor karmic. Din când în când, norul karmic vine peste unii și atunci ea cu jale. Da? Numai că ei, neînțelegând treaba asta, nici nu fac nimic să complacă situația de aia. Bun. Și avem acest nor karmic. În mod normal, omul are niște câmpuri de protecție. Câmpurile de protecție ale omului, ziceți că sunt create de Dumnezeu. Dacă n-ar fi câmpul ăsta de protecție, ar fi vai de fundul nostru. Ar veni toți demonii peste noi. Toate gândurile, toate norocirile, toate energiile. Ei, ceea ce ne protejează pe noi de atacul de noi, demonice, karme, gândurile celorlalți, proiecții, etc., sunt aceste câmpuri care sunt divine. Formate de cele șapte chakre. Ei, în momentul în care, dintr-un motiv sau altul, aceste câmpuri scad. De exemplu, cu o seară înainte te-ai simțit bine și ai avut un orgasm. E, ți-a scăzut câmpul de protecție. A doua zi, norul ăsta karmic pe care tu l-ai ales sau, mă rog, te-a ales el pe tine că te-ai născut din neamul ăsta, te lovește. Și apare o criză. În funcție de locul în care te lovește, apare. Dacă te lovește în cap, apare o criză de epilepsie. Dacă te lovește la nivelul nervului trigemen, apare nevralgia de trigemen. Dacă te lovește la nivelul chakrei inimii, îți blochează chakra inimii și apare la unii mâhnirea, la unii atacul de panică, în funcție de ceea ce am creat altă dată. Deci asta ce să explic. Principiul în care se produce epilepsia, atacul de panică și nevralgia de trigemen este același. Da? Bun. Și acum să luăm pe fiecare parte. Și avem. Am demonstrat de ce le tratez pe toate la fel. Pentru că au aceeași proveniență. Și avem epilepsie. Epilepsia care poate să fie cea soniană.
Asta este epilepsia care se datorează unui traumatism și sau mai apare la copiii care au suferit de hipoxie la naștere, deci, mă rog, n-au avut destul aer și atunci s-a produs o distrugere țesut cerebral și atunci neuronii ăștia descarcă aer. În cazul unui atac, adică în cazul unei lovituri la nivelul capului, se produce o ruptură de neuron. Axonul neuronal fiind rupt, capetele lui nu sunt aliniate perfect, sunt așezate în aer și în momentul în care se produce impulsul nervos, el descarcă aerul și apare epilepsia diacroniană. Și mai apare, mă rog, după atacul cerebrale, mă rog, că ele sunt ischemice sau hemoragice, n-are importanță. Deci sunt cele trei. Jacksoniană, după aia avem o epilepsie datorată karmei, o posesie demonică, și o să spun ce înseamnă asta, pentru că, în general, toți tratează epilepsia preoții ca posesie demonică și medicii ca epilepsie jacksoniană. Și mai este una datorată eliberării spirituale. Doamne, și ce-mi place mie? Că sunt oameni care bat, și sunt oameni din străinătate. Noroc că nu vorbesc singur. Noroc cu noi că mă apreciază alții de afară. Dar am vorbit despre epilepsia jacksoniană, faptul că neuronii ăștia nu se aliniază și, nefiind aliniați, ei descarcă aerul. Datorată karmei. Ăsta este norul karmei, care din când în când, când îți scad câmpurile. Că ai pierdut o noapte. Noaptea respectivă, ai fost la discotecă, n-ai dormit că n-ai avut somn, n-ai făcut sex, ai făcut sport. Dintr-un motiv, n-ai dormit, în momentul respectiv, norul karmei vine peste tine. Da? Și apare epilepsia asta datorată karmei. Personale sau de neam. Sau de neam. Da? Bun. Posesia demonică. Există cazuri când apare posesia demonică, dar sunt foarte rare. Da? Sunt foarte rare. Adică asta înseamnă că sunt, de fapt, entități demonice mari care sunt întrupate și în anumite condiții. Când întâlnesc energie de vibrație foarte mare, ăștia se răscoală. Tuf! Ies la suprafață. Și în momentul respectiv omul începe să se întepicească pe unde e. Da? În orice caz, fiecare se tratează un pic altfel. Pe anumite pariere asemănători, pe alte pariere diferite. Asta este a fi posesia de demoni. Și eliberarea spirituală este momentul în care am întâlnit mai multe cazuri. Sunt oameni cărora nu le place viața. În momentul respectiv și armele cu Danii urcă și se eliberează. Tu! Se duce într-un cer. Problema este că ei au structurile integrate la nivel de sine și în momentul în care iese ăsta își lasă corpul ca pe o haină. Și vezi că cade din picioare. Și de fapt el nu e epileptic. El este unul care... Și am avut un asemenea caz un domn și am explicat. Dom'le, ai familie? Da. Îți iubești familia? Da. Ai copii? Da. Tipul era și șofer. Nu mai putea să lucreze. Da. Păi stai, dom'le, corpul tău. Se poate face un program astfel încât să nu poată să nu iasă din corp decât la voință proprie. Deci nu mai fuge din corp când vrea el. Doar când stă în pat sau doar când stă pe fotoliu, în niciun caz când e la bolan. Da? Deci eliberările spirituale. Ce se face? Da? Terapie. Pentru fiecare fază în parte. Unu. Pentru aia jacksonian. Păi îmi imaginez că sunt axonii neuronilor, da? Ăștia sunt așa, mă rog. Axon neuronal e așa. Sunt paralele. Aici sunt, mă rog, tecile de mielină sau cum sunt ele. Aici au... Și aici este... neuronul. Ei! Și atunci eu îmi imaginez că bag lumină în așa fel, încât se aliniază și se sudează axonii neuronale. S-a făcut următorul experiment. Eu nu vorbesc ca iurea. Medicina noastră e... Mă rog, nu mai vreau să comentez. S-au făcut experimente cu secționări de nervi și s-a ajuns la următoarea concluzie. Că impulsul nervos are capacitatea de a realinia neuronii. Și s-a făcut în felul următor. La oamenii care aveau
să zicem, măduva spinării secționată la un anumit nivel, i s-a făcut kinetoterapie. Când i s-a făcut kinetoterapie, a venit impulsul, nu de la neuron propriu-zis că era blocat, ci de la mușchi spre creier. Și tot făcându-se kinetoterapie, acel impuls a realiniat neuronii secționați din măduva spinării și omul respectiv a început să-și revină. Pentru că soluția este realinierea axonilor neuronale. Asta este, de fapt, sensul. Trimit lumină să realinieze. Deci, prin Reiki, prin lumină, algoritmul este trimit lumină să se alinieze axonii neuronilor, mă rog, neuronilor originale, da? Pentru că pot să alinieze unii cu alții, da? Și este un balamut. Axonii neuronilor și să se sudeze astfel încât să devină integri. Și în momentul respectiv se reface treaba asta. Da? Asta este cazul epilepsiei Jacksonie. Evident, refacerea câmpului, refacerea SN-ului, refacerea structurilor, refacerea... Lumina are capacitatea de... Deci, lumina are capacitatea de a rearanja neuronii. La laureatul Premiului Nobel pentru neurologie, nu știu, de prin 2000, nu mai știu cum, a zis așa. Domnule, trebuie să avem curajul. Nu sunt. E medic, e profesor de neurochirurgie. A zis, domnule, trebuie să avem curajul să afirmăm că nu gândirea este un rezultat al creierului, ci creierul un rezultat al gândirii. Deci gândiți, domnule, bine, că de-aia aveți mintea proastă, pentru că gândiți prost. Deci dacă gândești bine, în perspectivă, mintea ta va fi o minte bună. Nu a zis-o numai, a zis-o și Kant, care spunea o voință bună determină o conștiință bună. Deci, lumina rearanjează neuronii. Țineți minte treaba asta, că e valabilă în orice. Bun. Asta e epilepsia Jacksoniană. Trecem la epilepsia datorată karmei personale și DNA. Epilepsia datorată de karmei personale, deci epilepsia karmică. Anormul și îl anihilez exact cum anihilez un blestem. Prin Reiki, simboluri la nivel interior, care îl sparge în mai multe părți și atunci nu mai are putere să facă crizele atât de mari și atât de des. După aia, deci, terapie de grup. Mai mulți oameni care lucrează pe un nor karmic, evident că îl rezolvă mai mult timp. Terapie de grup, hai să zicem Reiki. După aia, iniției. Reiki. De ce? Pentru că aceste iniție Reiki cresc protecția divină și automat cresc ce? Câmpurile și norul ăsta ajunge mai greu la om, are mai mulți ghizi, deci automat asta. Da? Slujbi, prin Reiki, ce mai pot să fac? Terapii, iniție, mă rog, prin simbol, da? Protecție cu simbol. De ce? În momentul în care fac simbolurile pe centri energetici, simbolurile din Reiki, șoc Reiki, mă rog, și simbolurile din coroană, deci automat atacul câmpului ăsta va fi mai mic la nivelul capului. Da? După aia, deci protecția personală. După aia, prin ortodoxie, rugăciune. Da? Psalmii cresc protecția divină. Psalmii cresc protecția divină. Deci, automat, dacă citesc catisme zilnice, se crește protecția divină. Da? Rugăciune. Avem masuri. Pentru că asta rezolvă, conectează la Evangheliile, cele șapte Evanghelii și automat conectează la momentele vindecătoare din viața Mântuitorului, de masuri. Da? Ce mai avem? Dezlegări de blesteme și jurăminte. Chestii de-alea, cu semna în parte, dacă... Asta vine. Ce se mai poate face prin ortodoxie?
Mă rog, cam astea sunt pelerinajele, postul negru, nu al celui care are epilepsie, ci al celorlalți. Negru al rudelor. Eu le spun la ai mei elevi, băi, dacă vreți să treceți mai țin, mă, și voi post negru pentru pacienții voștri. Mai rugați-vă și voi pentru pacienții voștri, pentru că aici e mai important lucru, relația personală cu Dumnezeu. De multe ori când n-am reușit să fac nimic prin ceea ce știam și slavă Domnului, știu ceva față de omul de pe stradă, Dumnezeu s-a rezolvat cu rugăciune. Adică s-a rezolvat. Atunci intervine Dumnezeu și trebuie să mă învăț și eu smerit. Postul negru al rudelor, da? După aia mai sunt. Folosirea. Mir. Aghiazm. De ce? Păi automat. În momentul în care folosesc aghiazma și mirul, crucea, se blochează, adică se curăță centrii energetici și automat câmpurile noastre sunt mai bune. Da? Și asta ar fi terapia în cazurile părților camice. Evident, cadoul ăsta poate să fie de aici până la Ortenița. Poate să aibă kilometri. Atât de mare poate să fie. Depinde ce vă spun. Un conducător de oști, dacă mai era și Mahomet al 15-lea, evident că are altă karmă decât dacă ai fost săran și ai arat brazne. Și atunci, e foarte important să faci asta. Evident, poți să nu faci nimic. Să-ți iei frumos pensii de la stat și să stai acasă. E o soluție. Fiecare își alege. Bun, asta ar fi epilepsia de natură karmică. Epilepsia care are componentă karmică. Posesia demonică. Nu o să intru în amănunte. Da? E rară. Vă știți că eu n-am întâlnit decât unul sau două în toată viața mea. Restul sunt povești ale bisericilor. Da? Posesii demonice sunt destul de rare și sunt specifice oamenilor care au lucrat cu demoni în altă tată sau pe cineva care lucrează cu demoni în altă familie, le trimite, mă rog, și atunci se fac exorcizări. Da? Pentru asta, clar, exorcizări. Dar mai merge și terapia de grup. Pentru că eu nu sunt de acord cu exorcizările făcute cu moștile Sfântului Vasile cel Mare, pentru că de obicei sunt traumatice și pentru om și pentru demon. Terapia de grup. Să nu credeți, eu nu exclud medicație. Medicația pentru momentul în care un om are crize epileptice este foarte bună, da? Pe măsură ce se scade cantitativ medicația. Deci terapia de grup este foarte bună. Și, evident, inițierile. Pomenii. De ce? Pentru că un demon nu e o chestie așa unitară. E o formată din mai multe entități, că de-aia își spune legiune, da? Și atunci când faci pomeni, faci și inițiere, mai dai și una, mai faci și alta, mai dai și liturghii la mai multe mănăstiri, mai faci un pelerinaj, atunci scade puterea demonului și este mai ușor să fie curățat. Orice terapie este o formă de exorcizare, da? Și asta este în cazul posesiei demonice. Și spuneam, ultima, este cazul celor epilepsie datorată eliberării spirituale. Sunt oameni care se supără și fiind supărați, pleacă din corp. Și atunci, în momentul în care pleacă din corp, își lasă trupul. Își lasă trupul ca cu cărbul. Și normal că ăsta se manifestă cum poate el. Că în momentul ăsta se relaxează sfintele, fac pe ei, etc. Au crize comențiale. Ei, în cazul ăsta trebuie efectiv vorbit cu omul și se face... Există o terapie care presupune unirea celor trei centri energetici. Și unirea celor trei centri energetici îl face pe om să rămână în corp. Dar, mă rog, asta e deja la oameni care știu și care au habar despre ce este vorba.
Bun. Cam asta este despre epilepsie. Se zice că din punctul meu de vedere, epilepsia nu este o boală. E o boală gravă din punct de vedere medical. Din punct de vedere spiritual, oamenii care, mă rog, pe care am lucrat, au avut efecte. Deci efectele terapiei energetice e foarte bun. Pe cazurile. Evident, nu poți singur. Cea mai bună tot este adică folosirea și tainelor bisericii. Adică ajutorul lui Hristos. Da? Nu pot singur. Dar vă dați seama că un om care are copil sau o familie care are un copil care are criză de epilepsie, alea sunt traumatice. Când îți vezi copilul că se încordează și face orici de ochi peste cap, normal că nu te simți bine. Evident că dacă poți să aduci un asemenea om și își revine copilul respectiv, este altceva decât dacă îl duci prin doctor și îmi dau tot felul medicamente care... Pentru că problema cu epilepsie este că medicamentele date la copiile care au crize, că sunt epileptice, că sunt comiții, iar mă rog, diverse crize, ale afectează creierul și îi lasă dobitoși pe copiii pentru toată viața. Nu există niciun medicament. Dar pentru epilepsie care să nu aibă contraindicații, să nu afecteze în timp creierul. Și atunci sfătuiesc părinții să folosească la minim. Nu să excludă, că sunt bune în anumite momente, da? Nu să excludă, dar să meargă pe calea spirituală și energetică și pe măsură ce se reduc crizele, să scadă doza. Pentru că altfel își distrug singur copiii. Fac niște... Mă rog. Mai puțin oameni. Bun. Epilepsia, da? Și acum vorbim despre nevralgia de trigem. Și se spune nevralgia de trigem pentru că este o durere care apare pe nervul trigemin care inervează fața. Da? Și evident, are aceeași durere. Deci apare aceeași durere ca în cazul unei cele mai urâte dureri de dinți. Toată lumea cred că a avut o durere de dinți și știe ce înseamnă aia, să nu poți să dormi, să nu poți să... Ei, imaginați-vă că sunt oameni care au o nevralgie de trigemen de ani și au scos dinții de pe partea respectivă, în speranța că este nevralgie datorată... Cum se cheamă? Durerile. Deci că e o durere de dinți, în realitate. Dar nu e. Și asta ce se întâmplă? Deci înseamnă că aici, cum ai gura, nasul, mă rog, ochii, urechile, vine norul ăla și lovește exact aici. Tuf! Și apare nevrologia de trigem. Am avut un caz din ăsta, o doamnă, o avea, nu știu cât, de 17 ani. I-am făcut vreo 3 ședințe de terapie și o inițiere. Și după aia, s-a dus la o colegă de-a mea, medic de familie, și i-a spus, bă, pune mâna și citește că, uite, m-a ajutat copilul ăsta. Și a fost întrebată câți ani. Și aveam 35 de ani pe atunci. Zice, 35. Și evident, un fratele meu, doamna, a zis că nu se poate, e prea tânăr, i-a scris cineva cartea asta. Nu mi-a scris-o nimeni. Deci asta e nevralgia de trigem. Se rezolvă idem ca la epilepsie. Principiul este același. Da? Cauzele sunt aceleași. Singura diferență este că în loc să lovească în cap și energia aia negativă să blocheze neuronii, energia aia blochează, coboară pe maxilar și blochează nervul trigem. Și asta e tot. Dar principiul este același. De asta zic că medicina actuală e învățăm, nu am prostit multe. Deci singura medicină care e cu adevărat utilă e medicina de urgență. În rest, povești nemuritoare. Tomuri de cărți de care nu ai nevoie. Deci asta este nevralgia de trigem. Evident, v-am spus, se rezolvă exact la fel ca și norul karmic, pentru că este un nor karmic, ca și norul karmic de la epilepsie. Și ultima, atacul de panică. Care are două componente. Karmic sau magie.
Bun, ce se întâmplă? Deci am un nor mare, 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 ăsta vine, 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 tuf, și blochează chakra inimii. Când îmi blochează chakra inimii, poate să producă ori asta, ori atac de panică. Ce, de ce produce atac de panică? Pentru că componenta de bază în norul karmic este frica. Adică, dacă am o persoană care în altă viață a fost comandant de oști și a trecut și a omorât sat întregi, le-a dat foc, i-a omorât, i-a violat, i-a făcut, le-a adres, asta a creat un nou karmic de teroare. Teroarea asta tu ai creat. Când ai creat-o tu, ea vine după tine. Și evident, unde te va atinge? Păi unde ai creat? Păi dacă frica unde e? Nu e în suflet. Și atunci unde mă va atinge? Pe suflet. Și vine norul ăsta karmic de frică, tu! Și te atinge aici. Autodoxie. N-ai și 3 ani din casă. Da? Bun. Prin magie. Am avut o doamnă care n-a ieșit din casă nu știu câți ani, pentru că o ținea soacră sa, ca nu cumva să nu înșele pe fis. Și ăsta își luase de lucru acasă. Și era croitoreasă și lucra, nu putea să iasă nimeni. Și am pus să citească rugăciunea Sfântului Ciprian, deși era catolic. După o săptămână mergeam autobuz. Evident că după ce ieși tani din casă, când vezi că poți să ieși, începi să crezi că e altceva. Cum se rezolvă? Foarte simplu. La fel ca orice nor care. Adică, idem, explicația de mai sus. Reiki, terapie de grup, masuri, dezlegări, pelerinaje, rugăciune, post negru, liturghii, pomeni. Pentru că în momentul în care dau de pomană, da? Se duc din bucățele, din frica asta. Nu-i afectează pe ceilalți, pentru că sunt problemele mele. Păi nu-i afectează. Și dacă dau de mâncare la o câine, se duce din treaba asta. Și trebuie să văd, cu cât fac mai multe, cu atât rezolv mai repede problema mea. Ideea este să-mi rezolv problema. Intenția mea ca terapeut este să rezolv un om cât mai repede. Cum fac treaba asta? Păi du-te mă și dă și liturghii. Du-te mă și fă și pomeni. Du-te mă și dă și darul la altar. Du-te și pe aici la Părintele Sfântul Boc. E departe. Du-te la Nectarie sau la Spiriton sau la Mină sau la Ciprian. Da? Dacă e magie, se dezleagă. Dacă e karmic, se plătește. Mai du-te și mai și o terapie de grup. Mai du-te și mai faci și o inițiere. Mai faci și o reinițiere. Poți să stai. Poți să stai să nu faci nimic. Să spunești de mine, să-ți iei pensie de la stat. Poți, evident. Dar nu știu dacă e în viața aia. Dacă tot ești pe frumos, ce nu poți să te simți și bine, zic eu. Adică, muncim, dar mai ai și pauză. În care să te bucuri de viață. Bun. Și am avut și atacul de panică. Asta nu. Atacul de panică. Epilepsia. Și și asta. Și nevrologia de tricemi au cauze asemănătoare. Bun. Să vă fie de folos. Să știți că se rezolvă foarte ușor. Problema este de dimensiunea asta de nor, adică de mare. Nu îi trebuie 10 ședințe de terapie de grup. Nu îi trebuie 5 pelerinaje până nu știu unde. Altul. În funcție de ce a creat altul. Nu e a cuiva. E a voastră. Rezolvați-vă. Noi nu avem decât eu la terapie, iau o părticică. Te mai duci la taica popa să faci o slujbă, îți mai ia și el o părticică. Te mai duci, mai ții un post negru și ia și el o părticică. Mai te duci la o terapie de grup, îți ia și el o părticică. Mai te duci în părinaj la Atos, la Ioan Rusu, la Ierusalim, la ce vreți voi? La alți maestri, la alți terapeuți. Mai ai pe bucății până când dispare. Dacă nu faci nimic, rămâi că faci ceva, scade. Avantajul la asta este că dacă omul are răbdarea să te creadă și să facă ceva timp de o lună, două, trei, starea lui se va îmbunătăți. Și atunci o să înțeleagă. Dacă nu se îmbunătățește, nu mai se mai vede de el. Dar dacă face ceva, vede că se rezolvă și atunci continuă până să ajungă să se simtă bine. Bine, sunt și oameni care se simt bine în durerea lor și se vede că sunt și se complac în problemele lor. Dar ăștia sunt rari. Eu zic că mai majoritatea oamenilor vor să fie bine și să se bucure de un răsărit de soare. Sau de un, eu știu, de o prăjitoare. Bun. Acestea fiind zise, nu știu, dacă aveți întrebări, mai puneți și voi.
Eu vă aștept cu întrebările, restul într-o emisiune viitoare. Mulțumesc frumos, o seară bună să vă fie de folos.